Casa unei familii din localitatea Săliște, din comuna Băiță, a fost mistuită de flăcări weekendul trecut. În urma incendiului provocat, se pare că de un scurt circuit electric, a ars o suprafață de aproximativ 150 de metri pătrați din acoperișul casei și al unei anexe. De asemenea, pompierii au intervenit mai bine de 3 ore și pentru stingerea unui incendiu de vegetație uscată produs în localitatea Cozia. Tragedie pentru o familie din satul Săliște din comuna Băița, a cărei case a fost cuprinsă de flăcări weekendul trecut. La sosirea echipajelor operative la locul solicitării, ardea generalizat acoperișul locuinței și al unei anexe pe o suprafață de aproximativ 150 de metri pătrați. Pompierii militari au stins incendiul în limitele găsite. Din fericire nu au existat victime, însă pagubele materiale sunt semnificative, întreaga casă fiind afectată de incendiu. Cauza probabilă de producerea acestui a fost un scurt circuit electric. Tot la finalul săptămânii trecute, pompierii au acționat mai bine de 3 ore pentru localizarea și lichidarea unui incendiu de vegetație uscată care a avut loc pe raza localității Cozia. Misiunea pompierilor a fost destul de dificilă întrucât au existat mai multe focare și vântul a fost puternic, favorizând extinderea flăcărilor.